Sunt Rus Octavian, elev al liceului Ion Creangă și voi recita poezia La Paști de George Coșbuc. Văzduhul-i plin de un roșu soare și salciile sunt în albă floare, e pace în cer și pe pământ, răsuflul cald al primăverii adus a zilele învierii. Și câte de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi se întâlnesc în cale și-și zic: Hristos a înviat, și râde atâta sărbătoare pe chipul lor cel ars de soare. Și un vânt de-abia clătinător șoptește din văzduh cuvinte, e clasul celor din morminte, e zgomotul zburării lor, și pomii frunțile-și scoboară ca Duhul Sfânt prin aer zboară, și clopotele cântă rar. A, Doamne, să le auzi din vale, cum râd ador și plâng a jale. Biserica, pe deal mai sus, e plină astăzi de lumină, că întreaga lume este plină de același gând, din cer adus. În fapta noastră ne e soarta și viața este tot, nu moartea. Pe deal se suie încetişor neveste tinere și fete, bătrâni cu iarna vieții împlete, și nu în urma tuturor vezi șovăind câte o bătrână cu micul ei nepot de mână. Ah, dar iar în minte mi-ai venit, mama micilor copile, eu știu că în aceste zile îți plângi pe-a tău copil dorit. La zâmbet azi cerul ne cheamă, sunt Paștile, nu plânge, mamă.